căutăm câteva variante puțin mai curajoase. Eu aici aș încerca inclusiv victoria lui Nîmes împotriva lui Lille. Nu știu dacă va fi una cu goluri marcate în ambele porți, dar aș încerca victorie Nîmes. În afară de asta, Sabin, ce altceva ne mai sugerezi? Uite, putem lua victoria Iașului la Chiajna, nu că Iașul a jucat formidabil, dar în sfârșit are o șansă, cota 2.85, Sheffield United, West Brom, Sharp de la Sheffield să marcheze oricând, cota 2.30, și Rusia-România 1 cu handicap asiatic, minus 5.5 goluri, la o cotă de 2.16. Da, din păcate cam așa se presupune a fi situația, o diferență destul de mare în favoarea Rusiei, dar eu sper din tot sufletul ca România să găsească o identitate în afara celei pe care o avea cu Cristina Neagu. Mergem și la biletul în cotă 2.